Spitalul Militar Central participă la cel mai amplu exercițiu de simulare a unei intervenții la metroul bucureștean din ultimii 30 de ani, exercițiu menit să testeze capabilitățile specifice misiunilor de căutare și localizare a victimelor, de evaluare a funcțiilor vitale, imobilizarea acestora, evacuarea în afara zonei de risc, transportul și predarea în vederea acordării asistenței medicale de urgență. Această simulare reprezintă doar o parte a celui mai mare exercițiu medical multinațional din istoria NATO, și anume Vigorous Warrior 19, eveniment la care participă personal din 29 de țări. Secvența de la metrou se desfășoară pe un scenariu de intervenție specific articolelor 3 și 5 din Tratatul Nord Atlantic și prevede mai multe explozii care produc avarii la două garnituri de metrou, aproximativ 200 de persoane fiind surprinse în interior. Pe lângă echipele medicale, împreună cu logistica aferentă, a fost asigurată și desfășurarea unui spital mobil, cu dotarea specifică pentru prim ajutor, terapie intensivă și politraumă, dar și sisteme de comunicații specifice telemedicinei. Prin structura de specialitate a spitalului, și anume Agenția pentru Telemedicină, Comunicații și Tehnologia Informației, precum și cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, a fost asigurată infrastructura necesară pentru testarea unor soluții de telemedicină aplicate în medicina de urgență, care să asigure transmiterea în timp real a principalelor date clinice ale pacienților către unitatea de primiri urgențe, dar și transmiterea indicațiilor medicului specialist către personalul desfășurat la locul intervenției. Din punct de vedere operațional, misiunile specifice asigurate de aceste soluții de telemedicină sunt, pe de o parte, sprijinul medical de specialitate pentru personalul aflat în misiune, în vederea evaluării corecte a cazului medical, a evacuării, transportului, precum și pentru pregătirea echipelor medicale pentru preluarea în cel mai scurt timp a pacienților, în vederea instituirii tratamentului de specialitate din spital, iar pe de altă parte, asigurarea de informații medicale prin monitorizarea pacienților pe toată durata transportului și transmiterea datelor de monitorizare către Spitalul Militar Central. Aceste soluții au în vedere și considerente de interconectare cu alte sisteme de telemedicină civile și militare existente, pe baza standardelor de interoperabilitate NATO, cu asigurarea gradului de securizare necesar prin criptarea comunicațiilor, folosind platforme specializate care, în cazul de față, au fost puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Testarea acestor elemente de telemedicină de urgență s-a făcut în scopul verificării în teren a soluțiilor tehnice pe care intenționăm să le implementăm în cadrul sistemului informatic de telemedicină al apărării.